Domnilor, Nelson Mondialu, bineînțeles, bancomat de România. Avem bancomat a jos? Funcționează? Avem salarii pentru salariați? Bancomatul ăsta nu o să poată să-l ciordească nimeni, nici cu ranga, nici cu alte metode. Ne întorcem pentru că bancomatul e universal. Suntem și pe față și pe spate. Noi mergem la dublă. Noi mergem la dublă. Astăzi o lua salarul botul. Hai, bă, trage bancomat cartul pe mine. Ce-i, bot? Ca și când ești la bancomat. Nu-mi place bancomat. Fă-mă, că și la bancomat. Îmi place să iau și... Fă bancomat. Ai văzut? Nu mai trebuie să fac în card. Eu deja îmi vin banii. Nu mai trebuie să bag cardul. Unde să-l bag? Caspi gura. Așa. Pe fă tic-tic numărul la bancomat. Tic-tic, să bag codul. Tic-tic. Iată că ai limită. Ai limită de 100 de lei. Bine, mă, dar eu nu mi-am pus limită. Ai limită de 100 de lei așa odată în bancomat. Așa a dat în cardul tău. 200, eu căzut jos. Nu, ăia îs pentru ăștia care... E, deci e probă. E probă. A, bine, atunci îmi iau 100. Ce este a ta? A ta 500. A ta 500, bot. Eu nu m-am dat. A ta 500, bot. Domnilor, după cum vedeți, bancomatile funcționează în România. Bancomatile sunt foarte necesare unor persoane care au carduri. Bineînțeles, cei de la Vâlcea vă salut. Vâlcenilor, voi sunteți profesioniștii la carduri. Pe mine nu mă puteți... De ce? Pentru că dinții mei sunt universali, de universal. Nu are nimeni cititor tot care câte un bancomat. Nu mai căzut una. Pune-l înapoi. Pune-l înapoi. De la mâna să vedem o cunoaște cum te pricep la bancomat. Oconaș, ia să vedem cum te pricep tu la bancomat. Zic. Ție, tata, nețo. Îmi dă cu minus. Ăsta e dificil. Dar noi putem ca să-ți dăm un ajutor social, înțelegi, plătești dobânzile, nu-i problemă, un ajutor social de cât ai nevoie. Du-te, mă, cu ajutorurile tale sociale. Ia banii de pe el. Că-ți dă pânzile mari, nu, trebuie. Păi da, cum tu? Stai așa, păi, dar în alte țări să dea ajutor. El nu mai are omul bani pe credit, îi dă un ajutor. Ha? Coconașul e corect. Mai aveau eu una pentru el. So sins. So sins. Ora s-a închis. În ora închiderii, Coconaș ia-ți camera și condumă, bagă-mă în save. După tine. Și mă bagă Coconașul în save. După tine, cât îi conduc în spate. Și mă bagă Coconașul în save. Aici e tata cu bancomat. Uite frumos. Aici e tata cu bancomat. Frumos. Ce? Frumos. Aici e tata cu bancomat. Bot, du-te, accesează codul la safe. Lasă că eu-mi treabă, accesează tu. Păi du-te, accesează codul la safe, să deschide safe-ul, să intru. Domnilor, după cum vedeți, safe-ul meu e foarte interesant. Am deschide-te. Să-mi deschide-te? Ur. Ur. După cum vedeți, bancă... Nu mai e una. Bancomatul meu e foarte interesant. Aici, uitați, au ăștia hârtie igienică. Are hârtie igienică, uitați, are hârtie igienică. Intrăm în casa forte. Intrăm în casa forte. Ia în primire casa forte. Ia în primire casa forte. Deci, după cum vedeți, casa forte e foarte inițiată. E tata nețo mondial. Și pe o parte și pe alta. Și de acum mă închid pentru că... Angele de apa!
N-am rămas fără niciun bani. Așa ți-a făcut gura mătii mama? Așa ți-a făcut gura mătii mama? Pune-l acolo pe sopul, că-ți prinde soponeare. Hai, ieșiți afară, închideți ușa și numai când vă chem eu tot să veniți. Așa. Auzi aici, vezi că nu bașcați aia la porcărie pângă osă și pe din alea mi-a scos banii că aici nu mă... Lobo, ia măcar să rămânem cu ăștia. Ia măcar să rămânem cu ăștia. Măcar să rămânem cu ăștia. Așa du-te, bot mama. Așa du-te și strânge de acolo. Nicu mai rămas aici. Atâta rămâne ce... Tigre. Gambă stânga. Așa mă șară, ta 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 așa mă pace cu pâț. Așa mă pace cu pâț. Eu sunt supravegheat. Of, bine, Lobo, facem numai de moate. Nu merge. Prima dată ar trebui să iei aia de sus. Să s-o fric mai tare sau să o las în sânge. Pai acolo pe ea. E organizat. Eu la grămadă nu e organizat. Organizația. Da. Ai rămas fără ei. Și nu mai bine este. Să nu mai încurci cu euro sau cu dolari. Că ăștia de plastic îi plac. Păi acum ce să facem cu euro? Să ne arăt să schimbăm că nu suntem în cine știi ce țări străine. Nu, că o să-ți preferați ei ăștia. E, bot. Uite, o să-i speri, o să faci ce vrei cu ei, că nu se strică. Ajungi până acolo sus. Să-i iau pun scară, tot mă rog să iau. Ia și pune în ghivetă, ce tătiță în mână? A, să bată 5 minute să-i țină mână, că... Ce vrei să zici? Nimica. Ha? A, zici ceva. Unchiu Ion Luca Caragiale. Deci banii ăștia o să fie mai curați ca și când a ieșit din trezorărie, monetărie. Înțelegeți? Avem bani, mâncăm carne, cireșă. Avem bani, mâncăm carne și cireșă. Nu ne place carnea și cireșele. Nu, bătișorul meu. N-am purat nimic. Păi nu-i loc. Nu-i mai loc. Pune-i. Acață-i pe ăla. Pune ca și pe hanii la uscat. Pune acolo că să uși, bagă-i mașina de spălat să-i uște. Pe n-avem uscător la mașina de spălat, Liana. Ha? Te tata nețo mondialul. Nu fac duș până atunci, să iasă de pe mine. Ușor, nu-i agita. Uite, să se vadă că e ca și nou. Nu s-a stricat. Nu fi agresivă cu ei. Nu, nimica. Pare, dă și mie 2.000 lei de bătări de aici. Hm? Depinde. Sau unde i-am pus aia care i-am luat, oare? Nu mai știu. Serios. Știu că i-am spus și nu mai știu unde. Îți dai seama că îți mai dă. Ioi. Pâț! Așa mai părerea, am crezut că ce-am cerut. Unde a fost? În cușcă. Hai să-ți spălăm banii. Ne du-te acolo. Pune scoada în funcțiune, puț. Dică să urca pe tine. Ai și mi-a șarătă, eu, tat, 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 tat. Ai și mi-a șarătă, tat, tat, tat.
îți scoate tata lanțurile de la manet pâță. Veverița mea are ghiul, are glanț, are ghele la picior, ca turcoicile. Hai. Dă-mă pupa. Așa mă dă pupă. Roboții cât îți trebuie? Nimic. Ha? Dai, putea să-i dai burtie. Boții cât îți trebuie? Ia și pentru mine. Două pentru mie, una la Lobo. Ha? Bă, ăștia când zice 100, să nu vă gândiți că 1 milion. 10! 10 milioane! I-am obișnuit la 10 milioane să-i zic 100 de lei. Fiți cuminți! Și am gândit, dau urtii de 500. Ce-ai crezut că dau urtii de 100? Gata,